Astăzi, Ana, din nou alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Cu cine ai venit? Cu Salome și cu Iamima. Fetelor, bună dimineața! Bună dimineața, fetelor! Două nume foarte interesante. Iamima ne-a și povestit istoria numelui său. Spune-ne în două cuvinte. De unde vine? Din Biblie. De la? Era fica lui Iov. Fica lui Iov. Dacă mai chiar de Iov ai auzit. Da. Foarte frumos numele. Salome, îți plac desenele animate? Care? Minnie Mouse și Cartoon Network. Bravo! Te uiți la ele? Perfect. Tom și Jerry sau care dintre ele? Tom și Jerry. Să dansezi? Să asculti muzică? Sau nu? Îți place să dansezi? Da? Să asculti muzică? Hai să vedem și câteva poze cu Salome. Foarte reușite și arată într-un mare fel. Când o să crești mare, te-ai gândit ce vrei să faci? Ce te vezi tu făcând când o să fii mare? Actriță? Doctoriță? Cântăriață? Prim-ministru? Președinte? Ministrul turismului, că și nu ți-a fost... Lăsați-vă pe Salome, că stai, o să fie dintr-un film. Cine e în poze? Ea e. Da? Da. Oi, dar să nu te recunosc. Uite ce păr frumos are. Păi nu, că acolo avea curaj mai mult. Să ai și la noi ceva curaj mai mult. Foarte frumos. Ne-a intrat-o pe... pe Mima, dacă... Da? E Mima ce-ți place la școală? Română. Română? Dacă ar fi ceva să schimbi în lumea asta, ce ai schimba? Un lucru ai voie. Să fii așa un mag, să zici, de mâine schimb... Ai voie să schimbi un lucru, da. Să fie școală mai puțină. Bun! Nu trebuie să fii un mag, poți să fii un ministru al învățământului, că se rezolvă. Aia și doamna Andronească putea să facă liniștită, dar nu. Dacă ai fi președinte, ce lege ai da? Una, singură. Dacă vrei, poți să dai tu pe aia cu școala. Să fie mai puține. Muzica asculti? Da. De cine îți place? Cum cântă? De Selena Gomez. Perfect! Frumos! Selena Gomez, perfect! E frumoasă! Da. Și după ce termini școala, așa, pe viitor, când o să fii mare, ce te-ai gândit că vrei să urmezi? Ce ți-ar place să faci? Ce meserie? Să fiu cântăreață. Bravo! Foarte bun! Foarte frumos! Știi să cânti? Da, sau, păi nu te pun acum, dar îți place să cânti? Da. Bravo! Nu te întreb, ar fi vrut pe un copt, dar o să te întreb și pe tine. Dacă ai avea foarte mulți bani, ce ți-ar place să-ți cumperi ție? Și dacă n-ai avea mulți bani, ți-ar place să-ți cumperi? Una e să pot, alta e să nu pot. Da. Disneyland-ul, de exemplu. Să fie tot Disneyland-ul al tău. Să ai numai jucării acolo, toate topogane, toate felurile tale. Ți-ar place? Da. Cui nu i-ar place? Da, Disneyland-ul și mie mi-ar place. Salome, cât mai ai până mergi la școală? Pe ce? Câți ani are? 4 ani are verișura ta, deci peste 2 ani. Da. Peste 2 ani la școală. Știi vreo poezie? Ne spui și nouă două versuri într-o poezie? Una știu. Zio! Perfect! Ziua parcă mai zenină și se înață de cuzor, vânturile ce zbor în zarii pe... Pașii peste ape, tumii trece primăvara lină, printre cântece și flori, azi e zi de sărbătoare pentru toți copiii lumii. Bravo! Bravo! Foarte frumos! Foarte frumos! Pe tine nu te întreb decât că la școală cu română te descurci. Perfect! Ai zis că îți place, trebuie să te descurci. Matematica? Mai ușor. Mai ușor? Deci, stimați profesori, a Iemimei, scoateți matematica, că aș doresc, te mai tăiați din ea. Da, pe calculator intrați, pe internet? Da. O să punem pozele cu voi și... Are Facebook. Ai Facebook? Da, ce? De ce să n-ai Facebook? Felicitări! Cea mai bună dimineață cauți pe Facebook. Și eu și găsești ușor.
Da, e Mima. Ia Mima. Nu mă, ia Mima, mă. E Mima. E Mima. Nu știi nimica. Nu am fost atent la fata lui Iov, îmi cer scuze. Îi cer domnului Iov scuze. Da. Bine, fetelor, mulțumim tare mult, vă dorim succes în tot ceea ce faceți. Salome, te mai așteptăm pe la noi și să mai înveți poezii, că sunt foarte frumoase și știi să le spui frumos. E Mima, succes și ție și îți dorim să devii o cântăreață de succes. Ne vedem!